În numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Hristos a înviat. Aș vrea, înainte de a spune câteva cuvinte, câteva mărturisiri, să citesc din Cuvântul lui Dumnezeu, din Evanghelia Sfântului Evanghelist Matei, din capitolul 28. La sfârșitul zilei sabatului, când începea să se lumineze înspre ziua din tâi a săptămânii, Maria Magdalena și cealaltă Marie au venit să vadă mormântul. Și iată că s-a făcut un mare cutremur de pământ, căci un înger al Domnului s-a pogorât din cer, a venit și a prăvălit piatra de la ușa mormântului și a așezut pe ea. Înfățișarea lui era ca fulgerul și îmbrăcămintea lui albă ca zăpada. Străjerii au tremurat de frica lui și au rămas ca niște morți. Dar îngerul a luat cuvântul și a zis femeilor: nu vă temeți, căci știu că voi căutați pe Iisus care a fost răstignit. Nu este aici, a înviat, după cum zisese. Veniți de vedeți locul unde zăcea Domnul și duceți-vă repede de spuneți ucenicilor lui că a înviat dintre cei morți. Iată că el merge înaintea voastră în Galileea, acolo îl veți vedea. Iată că v-am spus lucrul acesta. Ele au plecat repede de la mormânt, cu frică și cu mare bucurie, și au alergat să dea de veste ucenicilor lui. Dar iată că le-a întâmpinat Iisus și le-a zis: bucurați-vă! Ele s-au apropiat să-i cuprindă picioarele și i s-au închinat. Atunci Iisus le-a zis: nu vă temeți, duceți-vă! Despuneți fraților mei să meargă în Galileea, acolo mă vor vedea. Cei 11 ucenici s-au dus în Galileea, în muntele unde le poruncise Iisus să meargă. Când l-au văzut ei, i s-au închinat, dar unii s-au îndoit. Iisus s-a apropiat de ei, a vorbit cu ei și le-a zis: toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh, și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Amin. Îi mulțumesc Domnului Iisus în mod personal pentru că am reușit să ajung la această întâlnire cu frații, cu surorile, nu numai din Cașvana, cu această comunitate a Sucevei, această comunitate de frați care sunt împreună și de fiecare dată mă simt foarte bine între ei. Mă simt atât de minunat. De fapt, oriunde te duci să te întâlnești cu frații, te simți foarte bine, nu? Te simți așa de drag, așa cum spunea părintele de la Dumbrăveni când a ajuns la Iași: mă simt așa ca acasă, mă simt așa de bine aici la Iași. Eu cred că oriunde am merge între frați, te simți foarte bine. I-am spus că mulțumesc Domnului în mod personal, pentru că această adunare, să știți că n-a fost în planul meu. Mergeam cu soția, cu copiii pe drum și mărturiseam așa de ieșirile acestea, care trebuie să mergem la adunare, ba la o adunare de nuntă, ba la adunare de botez, ba la o alt fel de adunare. Și aceasta n-a fost în plan. Spuneam că mergem la cea de la Bosanci de la sfârșitul lunii, la acea nuntă care ne-am propus noi. Așa suntem noi, ca și oameni ne propune. Dar îi mulțumim și mulțumesc că a fost în planul Domnului. Și mă simt bine. Poate că nici acest cuvânt n-a fost în planul meu. Nici această vorbire. Eu, dacă vreau să vă mărturisesc ceva acum, vă mărturisesc ceva din meditația mea personală cu frații din Iași, care am avut-o de Sfintele Sărbători alaltă ieri, la Iași. De starea mea cu Domnul acasă. Când am vrut să văd ceva, citind din această Evanghelie, vreau să-L simt pe Domnul când citesc din Evanghelie, să simt ceva nou, ceva frumos, ceva să mă reaprindă, să mă readucă la cei la acea stare minunată în care m-am întâlnit eu personal cu Domnul Iisus. Să reaprindă Domnul în mine, prin Duhul Său, acea dorință ferbinte de a-L iubi pe El, de a-L urma pe El. Aceasta a fost, sincer, dorința mea.
Și acum sunt nevoie să vă mărturisesc aici, pentru că așa e. În oastea Domnului, oricât ai încercat să predici, să alcătuiești foarte multe predici bazate pe înțelepciune, pe cunoștință, pe inteligență, eu vorbesc de mine, nu-mi reușește, să știți. Pentru că nu sunt format așa, nu e darul meu de a predica, de a vorbi. Mă simt bine când vă mărturisesc din viața mea, când citesc ceva și mă atinge Duhul lui Dumnezeu și mă pot întâlni cu Domnul Iisus și să pot mărturisi și la frați și la surori. Să pot mărturisi celor de la spital unde lucrez, să le spun ceva. Pentru că dacă le voi spune din ceea ce am trăit eu, din ceea ce am simțit, eu cred că va fi și pentru mântuirea mea și pentru mântuirea Lui. Eu vreau, de obicei sunt foarte scurt și chiar o să fiu scurt. Poate introducerea a fost mai lungă. Am citit acest text, frații care au urmărit au văzut că am sărit peste ademenirea străjerilor. N-am vrut să mai vorbesc despre străjeri, despre cei care s-au speriat și care nimeni nu i-a mai liniștit, cum i-a liniștit îngerii pe femei și Domnul Iisus. Am vrut doar să citesc și gândul la care m-am oprit la aceste sfinte sărbători a fost acela. M-am întrebat așa, de ce a trebuit să meargă Domnul Iisus să se arate ucenicilor tocmai în Galileea? La lucrul acesta m-am oprit și am meditat. În inima mea, acolo stând acasă. De ce tocmai? Era în Ierusalim în viață, nu putea Domnul Iisus să se arate și în Ierusalim unde fusese brăstignit și a înviat acolo? Și am stat așa, nu găseam niciun răspuns. Oricât de ai încerca să găsești răspunsul românesc, nu găsim. Doar gândindu-ne la faptul că Domnul Iisus a început lucrarea sa unde? Propovăduirea sa a fost în Galileea neamurilor, nu? Acolo a început să spună, pocăiți-vă, căci împărăția lui Dumnezeu s-a apropiat. Poate că acolo a început și poate că, sigur, a început lucrarea acolo. Prima minune unde s-a întâmplat? În Cana, nu? Din Galileea, unde a transformat apa în vin. Și prima întoarcere a ucenicilor, întoarcerea ucenicilor, unde a fost? La Marea Galilei. Acolo a fost întâlnirea aceea a ucenicilor, întoarcerea lor, urmarea ucenicilor, urmându-L pe Domnul Iisus. Și mă gândeam în inima mea ce bine este să ne întoarcem la și noi. Și noi avem o Galilee, știți? Fiecare dintre noi avem o Galilee. Acolo unde ni s-a propovăduit prima oară. Să ne gândim. Cum ni s-a propovăduit prima oară? Care a fost prima minune din viața noastră? Care a fost învierea noastră? Salutam un frate de la Timișoara zile trecute la telefon și a spus, Hristos a înviat. Mă întreabă, de la tine spui lucrul acesta sau l-ai auzit și spui? Că l-am spus și îl simt de acum 20 de ani. Acum 20 de ani și mă întorc la Galileea învierii mele. Cum am spus, fiecare avem o Galileea învierii noastre. Fiecare avem o întâlnire personală cu Domnul Iisus. Întorcându-ne la acea Galileea, întorcându-ne la momentul acela în care te-am întâlnit personal cu Domnul Iisus, de aici putem să ne ridicăm din nou, putem să mărturisim din nou, putem să-i ajutăm și pe ceilalți. Dar ca să ne întoarcem la Galileea aceea, la învierii noastre, trebuie să lăsăm alte opriri. Căci noi avem opriri. Opririle noastre de multe ori sunt la judecăți asupra fraților. Auzisem anul acesta despre un frate care auzise despre un alt frate că a căzut într-o slăbiciune, un păcat. A fost așa de întărătat. Cum a reușit fratele cu tare să cadă acolo în păcatul acela? În slăbiciunea aceea. Cum am putut să îngăduie? Sau îngăduiem alte slăbiciuni în viața noastră? Alte păcate? Ne amestecăm cu lumea? Astea sunt opriri, fraților.
Și am avut opriri și îmi pare rău de opririle acelea care au fost în viața mea. Poate că această adunare nu e întâmplătoare. Nici o adunare din viața noastră nu este întâmplătoare. Chiar dacă n-a fost în planul nostru de a ajunge aici la adunare. E un gând pentru cei care s-au întâlnit odată cu Domnul Iisus să ne întoarcem la aceea Galileea. A începutul prăpovăduirii, când l-am auzit cuvântul lui Dumnezeu și când l-am crezut că așa cum l-am auzit, așa am făcut. Când am auzit că nu e bine să faci aia dintr-o dată. Că întoarcerea noastră cum a fost? Dintr-o dată. Pentru că am simțit Duhul lui Dumnezeu cum a lucrat în inima noastră și a fost dintr-un salt. Vine o clipă când pătrunzi taina în care te cufunzi și adevărului cel crezi nu-i mai cere atunci dovezi. Îl urmezi pe Domnul Iisus, fără dovezi. Îl simți. Și când îl simți, îl urmezi și îl iubești pe El. Nu te mai interesează ce spune lumea. Ce spune vecinul, ce spune colegul de bancă, de facultate, de serviciu și așa mai departe. Nu ți este rușine atunci. Îl urmezi pe Domnul Iisus, îl iubești și îl mărturisești cu putere, cu har, cu dragoste. Pentru că este un salt. Și este o poezie care am găsit-o alaltă ieri, care am citit-o și mi-a plăcut așa de mult. Am scris-o. A apărut acum, în ultimul număr al revistei Oaste Domnului și am transcris-o pe ceva și am vrut să o spun. Și e o poezie care pe mine personal m-a cercetat. Personal am simțit-o până în străfundul inimii mele. Și aș vrea să o simțim. Venind ca din partea lui Dumnezeu, din partea fratelui Traian, căci de el e scrisă. Să retrăim minunea frumoaselor izbânzi din anii tinereții cu steaguri fluturate, când tremurau toți leii înfrânți de miei blânzi, când răsunau toți munții de imnuri înflăcărate. Să retrăim fiorii frumosului elan, când apăsam pe pluguri în lung și lat, pe creste, când greul greu de aur mustea în orice lan, umplând de veselie hotarele acestea, să retrăim căldura frumosului sărut, cu gene înlăcrimate și inima ferbinte, când mai de preț ca frații nimic nu ne-a mai părut. Când ne spuneam iubirea în lacrimi, nu în cuvinte, să reaprindem iarăși frumosului foc de atunci, să ardă în noi hățișul de încredințări străine, să ne simțim cu toții din nou ca niște prunci, ce îngenuchiați cu mama învață să se închine. Atunci gustavom iarăși frumoaselor izbânzi din sfânta ostășie cu steaguri fluturate și frații ce sfâșie vor fi iarăși atât de blânzi și genele de ură iar gene înlăcrimate. Și aș vrea să mai spun un singur lucru. Pentru că nu vreau să mă opresc doar la cei care l-au întâlnit odată pe Domnul Iisus. Este o încurajare, este o îmbărbătare pentru mine personal și pentru toți cei care am avut opriri pe calea aceasta să ne întoarcem. Dar este și un cuvânt pentru cei care poate pentru prima oară a ajuns aici. Și aș vrea să fie o Galileea a învierii fiecăruia. Aș vrea ca să fie adunarea din Cașvan astăzi o Galileea în care să-și amintească cei care au venit pentru prima oară că s-au întâlnit cu Domnul Iisus. Pentru că cu întâlnirea cu Domnul Iisus poate să fie printr-o cântare astăzi, poate să fie printr-un cuvânt, poate să fie printr-o rugăciune și să fie ca acea întoarcere, acea minune, când la Marea Galilei a fost acea minune.
Atât am avut pe inimă să vă mărturisesc și mă rog, Domnule, ca să ne întoarcem și să avem Galileea aceea. Și după aceea să ne întoarcem pe munte, să ne oprim în Ghețiman, să ne oprim acolo cu Domnul Iisus, cu frații, dar să nu mai avem opriri în lumea aceasta. Amin. Slăvit să fie Domnul!